bună tuturor celor din de Balanță sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Balanță și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 15-30 noiembrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici iar dacă vă doriți și vă face plăcere să nu lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și să vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem în primul rând care este energia prezentă, energia principală și aici avem, e posibil să aveți de face cu semne de apărac, scorpion, pești, vorbim despre o iubire obositoare, există foarte mult stres în legătură cu anumite relații de dragoste, s-au adunat multe lucruri, dar văd vești bune pe care le veți primi din partea persoanei iubite care își dorește să reconstruiască, să reclădească relația cu voi. Dar există foarte multă confuzie, Poate, e foarte posibil ca în relația unora dintre voi să se veți trecurat o a treia persoană posibil să aveți de-a face și cu zodia pești. toate acestea, mi pare o bucurie pe care veți avea, lucru care o să vă dea așa, libertatea de a lucra la relația de dragoste, chiar dacă treceți prin niște hopuri în momentul prezent, depășiți aceste situații. În trecutul apropiat a existat un adevăr, o clarificare, ați discutat deschis, deschis pardon, cu persoana iubită, doar că lucrurile au rămas puțin în aer, pentru că există foarte multă confuzie și multă luptă și declarații de dragoste din nou avem semne de apărac, scorpion, pești da, e posibil uh, să există o influență din exterior doar că persoana iubită încearcă să vă recâștige încrederea să vă spună să aveți încredere în el sau în ea că e o, e o încredere pierdută aici și o supărare prin care ați trecut și încă luptați cu acest lucru și în prezent ceea ce știți voi este că trebuie să aveți răbdare în legătura voastră amoroasă, posibil să aveți de face și cu semne de pământ, orfecioară, capricorn. Alții dintre voi trebuie să aveți răbdare pentru a începe o poveste de dragoste sau pentru a primi un semn din partea persoanei care vă interesează cu adevărat, pentru că există aici o persoană care v-a atras atenția, dar nu s-a mișcat nimic momentan. Poți, să vezi de -a face și cu semne de aer, gemen, în balanță vărsător sau cu zodia de pești. Vedeți că sunt și anumite relații puse pe pauză, dar reapare comunicare și voi știți lucrul acesta. Că o să revină comunicarea. Sunteți un pic întorși pe dos, pe partea de iubire. Și aici vorbim și de încăpățânare persoanei iubite. Ce, ce nu știți că urmează în viața voastră o împăcare, dar atenție! În viața unora dintre voi, sau voi aveți anumite legături care nu sunt stabile sau nu sunt bine definite, să spun așa, și nu știți exact încotro duce acea poveste. Vedeți că unii dintre voi sunteți în legături de prietenie și nu de iubire sau acea persoană vă privește ca pe un prieten sau ca pe o prietenă, dar există foarte multă chimie din punct de vedere intim. Aveți de face și cu zodia de aleu și cu zodia de dar având în vedere că avem magicianul care deține toate cele patru elemente, puteți avea de face cu orice semn zodiacal. puteți rezolva o problemă în dragoste, unii dintre voi care vă apasă de foarte mult timp, readucându-vă speranța și buna dispoziție. Da, putem vorbi chiar și de o împăcare, dar din nou spun atenție, da, poate să fie vorba de o împăcare trecătoare sau nu la modul cel mai serios, adică să fiți de nou iubiți, na, iubit, iubit, încă mai este de lucrat la această poveste de dragoste sau cealaltă persoană nu este pregătită în totalitate să ofere ceea ce voi aveți nevoie. În viitorul apropiat veți avea parte de o mulțumire sufletească pentru că nu vă dați bătuți, unii dintre voi veți face un drum către persoana iubită, alții veți... Vă veți lăsa purtați de val, lucru care o să aducă mai multă siguranță, mai multă încredere în voi înși vă și apar anumite noutăți. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, dar poate exista și un flirt sau reapare cineva din trecut la unii dintre voi de care v-a fost foarte dor și vă cam dă viața peste cap, dar nu știți cu ce intenție revine acea persoană. În viața voastră, având în vedere că v-a făcut foarte mult să suferiți la un moment dat. În ce energie veți fi voi, faetonul? Aici e posibil să faceți un drum sau să fie o relație la distanță sau să existe anumite imperimente între voi și persoana iubită, luptați pentru dragostea voastră. Posibil să aveți de a face și cu Zodia Rac, unii dintre voi, Zodia Scorpion, predomină mult semnele de apă la voi sau semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Vă dați un reset la viață, vă dați un reset la, in, la emoții, la ceea ce simțiți. Se schimbă ceva, dar schimbarea este majoră. Acceptați această schimbare și există foarte multă curiozitate. Voi fi bine, voi fi încrezător, încrezătoare în această poveste pentru că vorbim și de discuții între patru ochi pe care le veți avea cu persoana iubită. Dar sunteți deschiși către schimbare pentru că sunt anumite situații pe care nu le mai puteți duce. Da, și revine și această persoană. Pentru la unii dintre voi revine cineva din trecut și se va strecura în viața voastră, dar vă încântă. Cealaltă persoană este foarte rezervată. De aceea și... Bă, disconfortul emoțional pe care îl resimțiți în perioada aceasta este persoană rezervată nu face pași își pune bariere, nu vrea să riște deși își dorește un nou început cu voi sau își dorește să vă transmită ceva lumea acestei persoane se începe și se termină cu voi doar că aici într-adevăr vorbim și de o stație un pic mai delicată poate exista o căsătorie poate exista anumite dogme anumite principii Uh, poate fi o persoană mai tradiționalistă și vă este cam greu să ajungeți la inima lui sau la inima ei, dar e posibil că această persoană să fie căsătorită. Poți să aveți de-a face cu joi de aur, vârsător, leu, persoană îndrăgostită, dar este îndrăgostită de voi, nu mai vă minte. Voi o să aflați adevărul oricum ar fi sau persoana din trecut care devine în viața voastră este căsătorită dar încă are sentimente. Vorbim de speranța unui nou început riscant, nebunesc, vă aruncați într-o poveste, vă aruncați într-o într emoție, da? Există multă tentație, pasiune, iubire intensă aici la unii dintre voi, dar și inima rănită a unui personaj din semn de apărat scorpion pești, persoana care a ieșit și în energia principală. Voi sperați să nu răniți inima acestei persoane care vă iubește foarte mult. Există o persoană într-adevăr care vă iubește, dar nu îi împărtășiți sentimentele. Numai că este inevitabil. Aici vorbim de rană clar. Și încercați, sau poate voi vreți să fiți cu altcineva și nu știți cum să faceți să nu răniți persoana iubită sau persoana cu care sunteți într-o legătură amoroasă, dar vă simțiți ca într-o închisoare, nu aveți libertate de plină să vă manifestați emoțiile cum vă doriți, poate fi și lucrul acesta. desnodământul sau ce vine până la acest, până sfârșitul acest, până acestui interval de timp avem regina de monede, dorința de siguranță, stabilitate, confort, încredere, rezistență, posibil să aveți de a face cu semne de... Pământ, aurfecioară, capricorn, cu zodia săgetător, vorbim de tentație sau aici unii dintre voi vă eliberați. Posibil să vă rugați pentru iubirea voastră sau poate exista o păcare, dar vedeți că aici unii dintre voi aveți legături toxice și veți avea tendința de a ține cu dinții de anumite legături care vă încântă pe termen scurt. Nu e ceva de lungă durată și avem și semne de erge în balanță vărsător, apar multe iluzii confuzie sau aveți de a face cu o persoană foarte rigidă, o persoană indiferentă, pusă pe distracție, pe partea de iubire, o persoană școlită, știe exact cum să vă ia. Vedeți că este un pic de haos, de haos, pardon. În viața voastră amoroasă, pentru că persoana care vă interesează pe voi, persoana pe care voi o iubiți, ea lucrurile un pic în glumă, în joacă. Sau dacă voi vreți să stabiliți anumite legături trainice în intervalul 15-30 noiembrie, nu se prea poate lucrul acesta. Sunt situații din destin, predestinate. Vedeți că astăzi puteți fi în mai fericirii și a doua zi să fiți puși la pământ de către persoana care vă interesează. Apar secrete, apar relații ascunse, apar relații interzise acolo unde este cazul. Dar voi vreți să vedeți peste aceste lucruri, pentru că există foarte multă încăpățânare și dorință acută de a fi mort copt cu o anumită persoană, pentru că așa considerați că meritați. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!